Salutare la toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat cum puteți face mai mulți coins. Aseară am atins 1 milion de coins, am sărit chiar pe această cifră. Și cu siguranță dacă vând acum tot ce am în club este mult mai mult decât 1 milion de coins. Însă nu asta este relevant, nu este relevant ceea ce am făcut eu și cum aș putea să vă ajute pe voi. Pentru început, știu că foarte mulți sunteți în bugetul ăla până în 200.000 de coins probabil. Vreau să vă spun că este extrem de important să faceți SBC-urile de la Advanced. SBC-urile de la Advanced se fac dimineața, până în ora 12. Dacă veți face SBC-urile seara, vor costa enorm de mult, pentru că foarte mulți oameni le fac în acel moment. De asemenea, în momentul când vă uitați pe football, la soluții, haideți să vă dau un sfat. Nu alegeți prima soluție sau nu alegeți primele soluții. Eu personal vă recomand să vă uitați la ultimele soluții, chiar dacă sunt mai scumpe ca și cifră, cu siguranță când veți intra să cumpărați jucătorii sunt la prețul lor aproximativ ok. Credeți-mă că cele care sunt din vârf puteți adăuga lejer prețul lor, care este acolo puteți dubla prețul, pentru că din cauza că foarte, foarte mulți oameni le fac, acele carduri ajung să crească prețul foarte repede. Bun. O altă variantă când faceți SBC-urile Advanced este să faceți o poză la soluția pe care ați găsit-o și faceți acel SBC în momentul când soluția aceea nu mai apare acolo pe Foodbin. Pentru că automat ce apare acolo pe Foodbin, toată lumea vede și de acolo fac majoritatea acele SBC-uri și de asta costă enorm de mult. Credeți-mă că puteți face SBC-urile alea ori la un preț cât de cât decent, ori la niște prețuri exorbitante. Deci e foarte, foarte important să-l faceți cât de dimineață puteți. Credeți-mă că n-aveți să greșiți dacă faceți de dimineață, prețurile sunt mai mici. Bun, după ce ați făcut SBC-ul Advanced, cu siguranță veți face un număr de coins. Eu zic că veți face încă 100-200.000 dacă n-aveți cine știe ce noroc. Depinde acum de norocul fiecărui la pachete, însă noi nu trebuie să ne bazăm pe noroc, noi trebuie să ne bazăm pe ceea ce avem. Bun, din momentul în care ți-ai făcut un buget, e clar că trebuie să faci o parte pentru echipă și o parte pentru investit. Personal, eu mi-am făcut o echipă foarte, foarte ieftină, undeva la 50-100.000 de coins. De ce? Pentru că nu am nevoie momentan, nu joc Weekend League, rewards-urile de la Division Rivals, oricum sunt asemănătoare, adică dacă ai făcut rank 1, indiferent de ce divizie ai făcut, nu este diferență uriașă încât să se simtă. În schimb, prin training poți face diferența. Acum vine vorba despre training. Când cumpărăm, când vindem. Bun. Hai să ne gândim puțin de ce cumpără oamenii carduri. 1. Oamenii cumpără carduri ca să le folosească să joace cu ele. 2. Pentru a le folosi la SBC-uri. Și 3. Pentru a investi în ele. Acestea sunt cele 3 motive pentru care oamenii cumpără. Din punctul meu de vedere, pentru mine cea mai eficientă momentan la început este a doua. Dacă reușiți să învățați, să învățați un SBC, să vedeți așa cam care sunt cardurile cheie și dacă cumpărați de dimineață jucători și vindeți seara, credeți-mă că vă face profit. Ideea este să cumpărați niște carduri cheie. Trebuie să urmăriți puțin SBC-urile. N-am cum să vă dau o rețetă peste noapte, pentru că mie mi-a luat undeva la 2 zile să învăț să fac trading cu aceste carduri de SBC. Și funcționează la nebii de bine. Deci cred că peste jumătate din profitul pe care l-am făcut, sau poate exagerez, undeva la jumătate din profitul pe care l-am făcut, se datorează acestor carduri. Apoi, oamenii cumpără ca să folosească cardurile. Sunt de carduri care sunt meta, pe care oamenii vor să le joace și atenție. Nu neglijați acest aspect pentru că eu l-am neglijat, l-am luat în derâdere și m-a costat foarte, foarte mulți coins. Carduri care oamenii sunt drăgostiți de ele. De care oamenii sunt drăgostiți de ele. Spre exemplu, Sancho. Sancho nu este un card care chiar este de prețul ăla, chiar nu e la nivelul ăla cât valorează acum. Însă, pentru că foarte mulți copii vor să joace cu el, a ajuns să fie foarte, foarte popular și a crescut foarte, foarte mult. Așa, când trebuie să cumpărăm, când trebuie să vindem? Sfatul meu, cumpărați seara. Seara se deschid foarte multe FIFA points. Oamenii fac pack opening-uri, listează carduri și prețurile sunt extrem de mici. În ce ar trebui să investăm acum? Eu am investit în carduri pentru SBC-uri. Bine, dar carduri mai mari, acum nu mă refer la cardurile mici, mă refer la carduri mari. Am luat Cross, Müller, noaptea, Hummels, ce mai am prins? Am prins Busquets foarte ieftin. Carduri care sunt prinse între 86 și 89, care au un pace foarte mic, dar oricum asta le vedeți pe Foodbin, cele mai ieftine carduri de la cele ratinguri. Și automat acele carduri vor fi folosite la un dat într-un SBC. O parte din buget trebuie să le investiți și în astea. Încă un lucru foarte important, Team of the Week 1. Sunt foarte multe carduri acum care sunt discarduri aproape, adică costă undeva la 11-12.000. Dacă le dai cu Excel sunt undeva la 10.000, deci nu ai aproape niciun risc, care vor crește când va apărea un SBC care va solicita un inform. Atenție, cardurile din Team of the Week 1 sunt
cele mai rare de pe market. Sunt cele mai rare. De ce? Pentru că când apare, să vă dau un exemplu, să zicem că la Lewandowski va cere un inform. Dacă noi vom introduce o parte din informurile acelea în SBC, pentru că ele nu mai revin în pachete, numărul lor se reduce. Și acele carduri ajung foarte, foarte repede să fie aproape extinct. Adică să ajungă la price range-ul ăla de 50.000. De asta este foarte important să investiți în primul Team of the Week. Luați-vă carduri care sunt naționalitate bună, ligă bună sau chiar pe ambele vă recomand. Din punctul meu de vedere, cel mai bun card cred că este acel lâmbă din Spania. Îmi scap acum numele pentru că cred că Nacho Monreal. Poate greșesc, dar este de acolo. Vă recomand eu să investiți prima dată la cardul care vi-l recomand să-l investiți din Team of the Week, dar puteți să alegeți orice card, nu trebuie să vă luați neapărat după mine, eu am luat pe toți. Am luat absolut toate cardurile, dar am și bugetul mai mare, adică să faceți așa o idee, la 1 milion de coins în carduri de inform am investit undeva la 70.000 de coins. Deci dacă ai 500.000, investiți 35.000. Dacă ai 300.000, iați un singur card. Și așa mai departe. Bun, deci ratinguri sunt foarte mici acum. 86, 87, 88. Nu cumpărați ziua, cumpărați noaptea. Se deschid FIFA Points, prețurile sunt mai mici. Atenție în momentul în care se face panic sell. Sunt foarte multe carduri care, din diferite motive, zilele trecute, deși, din punctul meu de vedere, ele au o valoare mult mai mare decât este prețul lor acum, au început să scadă pentru că au început să deschidă pachete, a scăzut puțin prețul, iar oamenii care au investit în ele s-au speriat că au văzut că prețurile au început să scadă și au început să le vândă și s-a creat o mică scădere. În momentul când un card care este foarte bun, vedeți că a intrat într-un panic sell, cumpărați-l. De asemenea, la cardurile meta, vă spun care este secretul. Secretul, din punctul meu de vedere, este ori la cei din față, ori la LBRB. Sunt anumite ligi în care RB-ul și LB-ul nu prea au un locuitor. Spre exemplu, în Germania, în Babu a fost foarte ieftin la început, acum e undeva la 10.000 de coins, pentru că acolo, pe dreapta, el nu are un locuitor în Germania. Semedo, la fel. Semedo a fost 5.000 de coins, acum undeva la 20.000 de coins, nu are un locuitor pe dreapta. În general, uitați-vă la carduri care nu au un locuitor pe acea poziție, adică nu există un card care să le înlocuie mai ieftin. Un alt exemplu, Eder Militao. Eder Militao costă jur de 20.000 de coins, un preț foarte bun seara să-l luați, că este foarte ieftin. În general, cumpărați seara acum, pentru că se deschid foarte multe FIFA Points și prețurile sunt mai mici. Eder Militao e posibil să iasă din pecuri, pentru că probabil va fi once to watch, din punctul meu de vedere, după Lenglet. El urmează și după aceea nu prea mai este niciun CB care să poată să ia locul. De asemenea, uitați-vă la carduri care reprezintă un upgrade pentru echipele de acum. Hai să luăm un exemplu, că ai văzut pe YouTube, pe Ovi, pe Crassi și așa mai departe. Ați văzut că iau echipe undeva la 100.000 de coins, 200.000 de coins, cam pe acolo se învârt echipele acum pentru jucători medii, care n-au avut noroc la pachete, care n-au investit și așa mai departe. Asta înseamnă că ei au în medie pe un jucător, au dat 10.000, 20.000, mă rog, poate unii sunt mai scumpi, alții mai ieftini, dar ideea este că în medie 10, 20.000 este pe jucător. Uitați-vă la carduri care sunt puțin peste 20.000, între 20.000 și 50.000, care reprezintă un upgrade pentru echipele lor și investiți în ele în momentul în care se face ori un panic sell, ori seara când se deschid pachetele la FIFA Points. Am dat exemplu pe Eder Militao, pentru că în Eder Militao am investit eu. Bun. Cam astea sunt cardurile. De asemenea, dacă mai sunt carduri care momentan sunt extinct, fiți puțin cu ochii pe ele și încercați să faceți snipuri pe ele. Știți că, dar nu știu exact acum care sunt acele carduri, că s-au cam mărit price range-urile și nu le-am mai urmărit în ultimul timp, am făcut asta la început. Încercați să faceți snipuri pe carduri care sunt extinct și au potențial să crească mai mult. Acum, cum îți dai seama că prețul unui jucător este unul prea mare sau prea mic? Păi foarte simplu. Prețul este dictat de cei mai buni. Deci, de fiecare dată ne uităm în acea ligă și la acea poziție care e cel mai bun și după aceea ne uităm la următorul. Hai să luăm Liga Spaniei. Cel mai bun Ramos Varane, 200.000. Următorul după ei ca și variantă este Langley. Costă undeva la 60.000. Din punctul meu de vedere, de fiecare dată când aceste prețuri urcă, deci dacă Varane cu Ramos urcă, automat va urca și Lenglet. Dacă Lenglet urcă și el puțin, automat Militao urcă și el. Deci observați cum se deplasează cardurile care sunt primele în acele ligă, acele ligi. Atenție, foarte mare atenție vă spun acum. În Bundesliga este foarte posibil ca cei mai buni 2 CDM să nu fie în pachete. Nu, nu cei mai buni, că o să fie altul. Să dau un exemplu. Dacă Vitsel ia Team of the Week, nu știu sigur dacă va lua.
Dar dacă vii să-l ia Team of the Week, cardul lui Gold se duce în afara pachetelor. Ce înseamnă asta? Cardul lui Gold va crește. Automat, da, cardul lui Inform va fi mult mai scump, pentru că va fi foarte bun, va fi undeva la 130.000-140.000. Dacă cardul lui Gold crește, următorul card care este extraordinar de, adică următoarele două carduri care sunt extraordinar de bune sunt Goretzka și atenție, Delaney. Delaney Inform o să fie în afara pachetelor. Dacă vii să-l ia Team of the Week și să ajungă la un preț foarte mare, Delaney cu Goretzka și cu Witzel, automat o să crească foarte mult, dar creșterea va fi foarte mare pe aceste carduri, deoarece două dintre ele nu vor fi în pachete. Adică Witzel și Delaney nu vor fi în pachete. Deci automat ele vor crește substanțial. Vreau să vă spun tot încă un lucru foarte important. CDM-urile din Liga Germaniei, din punctul meu de vedere, după Kanté și Pogba, sunt cele mai bune. Kanté și Pogba deja au ajuns la niște sume foarte mari. Este foarte posibil ca acele CDM-uri, având în vedere că o parte din ele nici măcar nu o să fie în pachete, să crească. Momentan am luat un card al lui Delaney în formă, l-am prins la un preț foarte bun aseară, a fost undeva la 50.000 de coins. Deci, cam astea sunt sfaturile. Știu că poate n-am fost foarte, foarte coerent în ele, însă în zilele astea am făcut foarte, foarte multe lucruri despre trading și în continuare fac pentru că vreau să ajung cât mai departe cu coin și vă recomand de asemenea să urmăriți canalul lui Nick Run The Food Market, așa scrie, Nick Run The Food Market, are sfaturi extraordinar de bune, îl urmăresc de aproape un an de zile și datorită ideilor pe care el mi le-a dat acolo, am reușit să implementez foarte bine în tradingul meu. Încă un lucru foarte important referitor la trading și cu asta vreau să închei. Nu vă apucați să faceți trading cu tot bugetul vostru sau cu prea mult din bugetul vostru. Faceți trading cu câte puțin, nu vă băgați, nu puneți toate ouăle într-un singur coș. Spre exemplu, eu n-am cum, deși am văzut că Kroos este 18K, să zicem, puteam să cumpăr foarte mult, am luat un singur Kroos, am luat un Hummels, am luat un Navas, care era foarte ieftin, am luat. Deci luați-vă câte un jucător, nu vă apucați să faceți, să intrați într-un singur jucător, pentru că nu știți niciodată cum e piața, nu știți niciodată cum se întâmplă un penny și așa mai departe și poate nu reușești să profit foarte mare pe acel card. Așa că împarteți ouăle mai multe coșuri și atenție, nu vă băgați toți, chiar toți banii în trading. Faceți-vă și voi echipă mică acolo să puteți juca la Rivals. Ideea este să fiți balansați și să înțelegeți că tradingul nu este ceva care se întâmplă peste noapte. Poate vedeți acum că am făcut 1.000.000 de coins în 5 zile, însă ce este foarte important este că voi nu știți munca din spatele acestor 5 zile. Voi nu știți că timp de un an de zile eu am urmărit materiale despre trading și acele materiale pe care le-am urmărit timp de un an de zile m-au ajutat pe mine acum să ajung la cifra aceasta. Deci este foarte important că în momentul când vedeți pe cineva că face ceva foarte, foarte rapid, să înțelegeți că nu este vorba despre un pont sau despre așa ceva, ci pur și simplu este vorba despre o pregătire foarte mare în spate pe care el o are și poate momentan voi nu o aveți, așa că aveți nevoie de răbdare ca să învățați. La început, credeți-mă, cu trading-ul aproape că ieșeam pe minus. Eram extraordinar de slab. Deci nu faceți stres, chiar dacă ieșiți pe minus, ce e foarte important în viață, fii atent la oamenii care au ceea ce îți dorești, rămâi entuziasmat și nu renunța. O zi minunată să aveți, v-am salutat!